fost invocat, am văzut, nu numai că am văzut, am și luat la cunoștință de fizic de această situație. Odată cu aprobarea bugetului, cu siguranță vor fi alocate sumele necesare pentru asigurarea lucrărilor de întreținere în acest sector UPU. Știm că nu putem face lucrări de investiții întrucât este prins în realizarea unui proiect european, ceea ce ne interzice să alocăm sume pe investiții, dar nu ne interzice să alocăm sume pe întreținere. Nu înțelegem de ce nu au putut fi alocate în cursul anului 2020 sume cu această destinație care să asigure un minim de igienă în cadrul unității de primiri urgențe, care e unitatea care trebuie să asigure primul ajutor acordat pacientului la intrarea în spitalul județean. După cum am spus, cu siguranță se vor aloca bani pentru așa ceva, nu numai pentru unitatea de primiri urgențe, ci pentru a se asigura minima decență a asigurării actului medical în toate secțiile din cadrul spitalului județean în anul 2021.